Vezi? Efectul ei trece după un timp, după ce nu se mai joacă cu acea jucărie. Uda. Și petice e la fel? Așa e, le afectează pe toate pisicile. O, petice, arăți foarte ciudat când te joci cu chestia aia. Ai reușit să o rupi? Dar nimeni nu reușește asta, amice. E tot ce am visat chiar mai mult. Da. O, nu, ne trebuie mai multă. Ia mea, a mea, a mea. Draculaș, aia era a mea. Da, n-a fost frumos, amice. Nu! Ca să vezi, ca să vezi, ca să vezi, ca să vezi. Miau, 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 miau. Oh, nu e bine, nu e bine chiar deloc. Chester, e cea mai drăgălașă transformare a lui Draculaș de până acum. Mina pe fotoliu stă și melodii ascultă. Salut, micuțule! De unde ai apărut? Semeni cu iepurașul meu. Cum ai putut să te sperii de un pisoi atât de drăgălaș? Nu mă crezi? Privește! Nu, micuțule! Miau! Ce gheare ascuțite! Ce e? Trebuie doar să-i taie găruțele. Oh, serios? Dar ce zici despre asta? Ei bine, ce mai spui acum? Se mai întâmplă și accidente. Când e vorba despre pisici, nu există accidente. Noi simțim nevoia să facem totul fără râme. Adică și tu simți nevoia să arunci cu paharul în perete? Păi, eu nu, dar... Stai, Harold! Efectul a trecut. Ce bine că mi-am ascuns toată iarba mânței prin casă, în locuri în care nu o să o găsească niciodată. Nu! Cartea preferată a lui Chester. Amice, și tu ai fost dat afară? Da. Draculaș a devenit un motan foarte teritorial. Da, e mare poznaș. Poznaș? E un pericol public. Mi-a furat iarba mâței și m-a alungat pe străzi. Da, și pe mine m-a dat afară. Și pe mine. Și pe mine. Nu te amesteca, Jerry. E numai vina ta, Chester. Era pe teritoriul tău. Trebuie să găsești o soluție. Bine, bine, cred că am o idee. Dar am nevoie de ajutor. Și doar s-a uitat la mine, parcă spunea: ce ai de gând să faci? Mi-am mâncat până și biscuitul. Absolut totul. Gata, gata, liniștiți-vă, dragii mei. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Iată problema așa cum o văd eu. După cum bine știți, pisicile sunt prin natura lor malefice într-o proporție de 55%. Știm cu toții că e adevărat. E dificil să fii pisică, dar și mai dificil să fii pisică bună. Așa e. Nici măcar nu e cocoș. E mai mult decât cocoș. E mai cocoș decât vise sus să fii. Am papion. Cred că până la urmă ești cocoș, fiule. Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang.